Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul acestei prime cărți a Bibliei, Geneza. Cu ajutorul direct al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, am învățat atâtea lucruri minunate cu privire la crearea Universului, Pământului și viețuitoarelor, omenirii și a tot ce există în cele din urmă. Am văzut minunata relație pe care Dumnezeu a inițiat-o cu prima pereche de oameni, Adam și Eva, dar și modul în care păcatul a distrus această relație, dar încă din acel moment Dumnezeu a pus în aplicare un plan de răscumpărare a omenirii. O parte a acestui plan o constituie formarea unei națiuni prin care Dumnezeu să se reveleze pe sine, o națiune prin care el să ne ofere un model în ceea ce privește genul de relație pe care Dumnezeu o dorește cu întreaga omenire. Aceasta este tocmai partea pe care noi am început să o vedem conturându-se în cartea Geneza. Desigur, am văzut și alte evenimente foarte importante, așa cum sunt potopul sau turnul Babel. Precum și personaje care au ieșit în relief prin credința lor în Dumnezeu. Cu siguranță nu o să putem uita ușor un Abel sau Enoch sau un Avram, un Isaac sau această familie din care, iată, se formează cel popor pe care îl dorea Dumnezeu. Aici am ajuns data trecută, în încheierea capitolului 48 bătrânul Iacov, ajuns de acum la finalul unei vieți zbuciumate, ajuns în cele din urmă și la acel nivel de maturitate spirituală pe care Dumnezeu l aștepta de mult timp de la el, își dă acum ultima binecuvântare peste familia lui. Așa cum am văzut deja, el începe cu cei doi fii al lui Iosif, care vor forma două importante triburi din cadrul poporului evreu. Acum suntem la capitolul 49, penultimul capitol al Genezei. După ce îi binecuvântează pe cei doi fii al lui Iosif, Iacov îi strânge pe toți fiii lui pentru a le spune ce se va întâmpla în vremurile viitoare. Versetul 1 și 2 din capitolul 49 Iacov a chemat pe fiii săi și a zis, Strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați fiii lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Cred că este aici o expresie importantă care merită atenția noastră. Sunt anumite expresii pe care le găsim foarte des folosite în Biblie. Una din ele este chiar aici, vremile care vor veni. Care este o altă formă pentru vremile din urmă. Acum trebuie să menționăm aici că ceea ce consideră Israelul ca fiind zile din urmă este diferit de ceea ce consideră Biserica în ceea ce privește vremurile sfârșitului. Trebuie făcut o distinție clară între perioada la care se referă Iacov și cea a Bisericii. Iacov se referă aici strict la națiunea Israel. Mai precis, Iacov se referea la modul în care se vor dezvolta triburile ce vor ieși din fiii lui și cum se va alcătui națiunea Israel. Priviți acum la acest om, care mereu ne-a lăsat impresia unui om neobosit într-o permanentă mișcare, dar care acum este sprijinit pe pat. Parcă și acum ar vrea să se ridice, să se plimbe printre fiii lui, să-i atingă, să le adreseze astfel cuvintele pe care le are pentru ei dar este în vârstă. Primul cu care începe este Ruben. Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic apele, tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el. Știți probabil proverbul, așchea nu sare departe de trunchi. La fel este și cu acest Ruben, Iacov spune despre el că este nevalnic ca apele. Oarecum era el în tinerețea lui, la fel de nevalnic și nestăpânit. Apoi este un element pe care Iacov îl amintește aici cu privire la moralitatea lui Ruben. Este un incident asupra căruia nu am insistat pentru că sunt incidente neplăcute care reflectă mizeria adusă de păcat în sufletul omului, Cărțile, filmele și televiziunea de astăzi ne oferă din plin astfel de incidente într-o încercare de normalizare forțată a unor lucruri anormale. Apoi, nici Dumnezeu nu ne îndeamnă să insistăm asupra păcatului și corupției Sufletului uman. Din potrivă, îndemnul transmis prin cuvântul lui este să insistăm asupra lucrurilor care ne îndreaptă către el. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Sunt cuvinte ale Apostolului Pavel adresată filipenilor. Motivul pentru care Dumnezeu prezintă și părțile negre ale personalității noastre este tocmai pentru a ne oferi o imagine completă a caracterului corupt al omului. Cert este că Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut prin păcatul lui. În loc să fi primit o binecuvântare îndoită, el pierde acest drept. Cu fiecare dintre noi se petrece la fel dacă nu apelăm la mila și îndurarea lui Dumnezeu. Dar următorii binecuvântați sunt Levi și Simeon. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de sâlnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Cred că vă aduceți aminte de incidentul de la Sihem. Levi și Simeon au fost cei care au măcelărit orașul pentru a-o răzbuna pe sora lor, Dina. Ei nu ar fi trebuit să facă acest lucru și Iacov le aduce aminte de aceasta. În ceea ce îl privește pe Levi, avem aici o dovadă a ceea ce reprezintă dragostea lui Dumnezeu. Este foarte adevărat ceea ce spune Iacov aici. Tribul lui Levi a fost într-adevăr risipit în întregul Israel, dar motivul a fost acela că ei sunt un trib al preoților. Ei nu au primit nicio bucată de pământ în Israel pentru că ei erau preoți și slujitori consacrați a lui Dumnezeu. Cred că numai Dumnezeu poate face asemenea miracol și dintr-un om crud și sângeros să fie transformat într-un preot. Este de fapt același har izbăvitor care a făcut din noi niște păcătoși un neam de preoți. Nu putem să nu recunoaștem că printre cei convertiți sunt oameni cu păcate pe care oamenii le califică ca fiind foarte grele și nu le pot uita sau ierta. Prostituate, alcoolici, drogați sau orice al păcat pe care îl face omul găsește la Dumnezeu iertare, putere de schimbare și reabilitare. Mai mult, Dumnezeu oferă și această mare favoare de a fi preot al Lui. Ascultați mai ce spune Petru în mântia sa epistolă la capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată, este ceva ce niciunul din noi nu am meritat, Dar este aici iubirea Dumnezeului nostru care ne oferă această minunată poziție. Ruben, Levi și Simeon au pierdut dreptul de întâi născuți. Cred că am mai explicat odată de ce acest drept de întâi născut este atât de important. Nu este vorba numai de binecuvântări pământești, dar cel puțin în ceea ce privea acea perioadă de formare a poporului evreu, prin linia întâiului născut avea să vină în lume Domnul Isus, Mesia, acesta este motivul pentru care această întâietate era atât de importantă. Dacă Ruben, Simeon și Levi nu se califică, următorul este Iuda. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă în tocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Interesante previziuni, având în vedere trecutul lui Iuda. Este totuși un element care trebuie luat în considerare aici. Iuda avea puterea de a se pocăi. Observați ce spune Iacov cu privire la el. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel fiule. Iuda își pleacă genunchii. Iuda s-a pocăit și dragostea lui Dumnezeu, despre care spuneam că reabilitează, a lucrat cu folos în viața lui. Iuda va fi familia din care se vor trage regii Israelului și în cele din urmă va veni Domnul Isus. De fapt avem aici una din remarcabilele profeții ale Scripturii. Iacob spune că sceptrul domniei nu se va muta de la Iuda până nu va veni Shiloh. Aceasta este de fapt prima profeție concretă cu privire la persoana Domnului Isus. Până acum s-a făcut referire la sămânța femeii. Acest lucru a fost confirmat atât lui Avram, cât și lui Isaac. Acum lucrurile prind o formă și mai concretă. Acum cuvântul acesta Shiloh suportă mai multe interpretări. Un sens al lui face referire la cel căruia aparține. Un altul este dătătorul de pace. Indiferent de sensul adoptat, cred că referirea este la Domnul Isus. Acest lucru nu este confirmat și de imaginea pe care o avem prezentată în cartea Apocalipsa, unde Domnul Isus nu este numai un aducător al păcii, dar și Domnitor. Interesante sunt și cuvintele pe care le spune Iacov în continuare. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. Oare la cine se referă Iacov aici? Domnul Isus este cel care a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș. Hainele lui au fost spălate în sângele nevinovat vărsat pe cruce pentru păcatele noastre. Poate că aceste cuvinte se referă însă și la a doua venire, când hainele lui nu vor mai fi albe, ci roșii de sângele inamicilor lui. Sunt lucruri minunate cele pe care le prezintă Iacov aici, de fapt, sunt ceea ce Dumnezeu va aduce la împlinire la timpul potrivit. Acum să mergem mai departe. Următorul fiu al lui Iacov, Zabulon. Zabulon va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbilor, și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Zabulon este tribul care se va așeza pe extremitatea nordică a țării pe coasta mării. Un alt trib care se va localiza în partea de nord a țării este tribul lui Isahar, Isahar este un măgar osos care se culcă în grajduri. Vede că locul unde se odihnește este plăcut și că ținutul lui este măreț. Își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Aceste două triburi, destul de mici de altfel, alcătuiesc de fapt coloana vertebrală a țării. Oameni muncitori, îndurători și credincioși au fost cei care au ținut piept multor încercări. Următorul este Dan, Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. În ajutorul tău nădejduiesc, Doamne! O, cât de bun este Dumnezeu! Dacă omul ar lua aminte la cuvintele lui de înștiințare, Într-adevăr, Dan va avea nevoie de sprijinul lui Dumnezeu pentru că, așa cum vom vedea de altfel, el va începe o rebeliune în poporul evreu și numai intervenția lui Dumnezeu îl va putea salva. Peste Gad vor da iureș cete în armate, dar și el va da iureși peste ele și le va urmări. Și acesta este un trib localizat într-un punct critic al națiunii. El era cel asupra căruia veneau cel mai des armatele care atacau Israelul. Așer și Neftalii au și ei parte de o binecuvântare. Așer dă o hrană minunată. El va da bucate alese împăraților. Neftali este o cerboaică slobodă, rostește cuvinte frumoase. Cam aceștia au fost fiii lui Israel. Acum vine rândul fiului iubit al lui Iacov, Iosif. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor, Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui puternic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țițelor și ale pântecului mamei. Binecuvântările tatălui tău întreg binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele se vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnului fraților săi. Chiar dacă a fost în mijlocul unui popor străin, Iosif a rămas credincios lui Dumnezeu. Mai târziu, fiii lui, Efraim și Manase, vor ocupa teritoriile din partea de vest, pe coasta Mării Mediterane. Mai târziu, în acea zonă va apare provincia Samaria. Oricum, ele sunt triburi puternice, care în cele din urmă vor aduce diviziune în cadrul națiunii. Dar iată și pe ultimul fiu născut la bătrânețe, Beniamin. Beniamin este un lup care sfâșie, dimineața mănâncă prada, iar seara împarte prada răpită. Atunci când regatul se va împărți, Beniamin va rămâne cu Iuda. El va fi singurul trib care rămâne credincios casei lui David. Odată fiind spus aceste cuvinte, Iacov este tot mai conștient de apropierea morții sale. Apoi le-a dat porunca următoare. Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu mame în țara Canan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avram de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. Interesant este că el nu vrea să fie îngropat cu soțiile lui, nici măcar cu Rahela care era îngropată la Betleem, ci vrea să fie mormântat cu părinții lui. Era în această dorință a lui, de fapt, credința că în cele din urmă Dumnezeu va aduce izbăvirea pe care el o a promis-o și el vrea să fie împreună cu cei care avuseseră aceeași credință. Versetul 33 acum. Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi și a tras picioarele în pat și a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. După toate aceste aranjamente, Iacov se stinge. Cât de pașnic se duce din această viață, acest om a cărui viață a fost o permanentă alergare și luptă cu sine, cu ceilalți și cu Dumnezeu. Acum este un om împăcat cu sine, un om împăcat cu ceilalți, dar ce contează cel mai mult, este împăcat cu Dumnezeu. De fapt, dacă Geneza a început ca o carte în care toate lucrurile vin la viață, parcă totul pulsa de vitalitate, acum, la sfârșit, o atmosferă sumbră se așternă încet, încet. Iacov își dă Duhul și apoi este îngropat potrivit dorinței lui. De fapt, cam acesta este subiectul ultimului capitol din Cartea Geneza. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doftorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doftorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui și egiptenii l-au plâns 70 de zile. Iacov a ajuns să aibă funeralei naționale într-o țară care nu era a lui. Astfel au împlinit fiul lui Iacov poruncile tatălui lor. L-au dus în țara Canan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron ca moștenie de mormântare și care este față în față cu mamre. Familia se întoarce în Egipt, unde au parte de mare prosperitate. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Iată că acum ne întoarcem la un episod pe care chiar și Iosif îl credea încheiat. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa s-a vorbit lui Iosif, o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, Suntem robii tăi. Vedeți, inima lor încă nu era curată. Ei încă îl judecă pe Iosif după inima lor, dar Iosif era altfel decât își imaginau ei. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negrășit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Iosif nu are un plan de circumstanță. Pentru el nu sunt cuvinte de protocol și cuvinte de circumstanță. El nu are decât o singură atitudine și este cea pe care a exprimat-o de la prima întâlnire. El nu-i consideră vinovați. Dumnezeu i-a folosit pe ei pentru ca voia lui să se împlinească și tot poporul să fie salvat. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiul lui Efraim până la al treilea neam. Și fiul lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. După ce își vede și nepoții și strănepoții, își vede poporul dezvoltându-se, Iosif se pregătește și el de plecarea din lumea aceasta. Iosif a zis fraților săi: Eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat covada lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Observați credința acestui om! Observați ce a constituit credința vieții lui! Pentru el, Egiptul și ceea ce se întâmpla acolo nu era decât o paranteză. Cuvintele lui Dumnezeu erau atât de prezente în viața lui, încât nu se îndoia deloc de ele. Știa că nu în Egipt va rămâne poporul. Ei aveau o țară și acolo vor ajunge pentru că aceea era voia lui Dumnezeu. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure, zicând: Când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Iosif nu vrea să rămână în Egipt și el avea aceeași credință a strămoșilor lui. Voia să fie împreună cu ei în acel loc unde Dumnezeu le va da o țară. Dragii mei prieteni, aici se încheie Cartea Geneza. Învățătura cu care se încheie este la fel de extraordinară cum au fost toate învățăturile pe care le-am primit prin Duhul Sfânt încă de la începutul ei. Iosif a fost adus în Egipt, Aici s-a bucurat de binecuvântări deosebite, de bogății, onoare și cam tot ce putea oferi acea lume. Dar Sufletul lui este mereu legat de țara promisiunilor lui Dumnezeu. Chiar dacă trupul lui va rămâne pentru o vreme în Egipt, Sufletul lui este acolo unde sunt străbunii lui. Cât de mult ne spun aceste cuvinte ale Duhului Sfânt: Noi am fost creați să trăim o vreme pe acest pământ, Egiptul nostru. Avem și noi parte de binecuvântări aici, dar țara noastră nu este aici pe pământ. Țara noastră este o țară a promisiunilor lui Dumnezeu. Dragii mei, nu ne putem mulțumi să ducem bine în Egipt. Noi am fost creați pentru ceva mult mai măreț. Dumnezeul nostru ne așteaptă cu dragoste în țara pe care ne-a pregătit-o. Fie ca noi toți să învățăm să ne dorim acea țară care este cu adevărata noastră. Data viitoare vom începe studiul primei cărți a Noului Testament în care vom vedea care este calea sigură către acea țară. Anticipând pot să vă spun că este o persoană, Domnul Isus Hristos. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.